Ați văzut și voi? Nu mai avem probleme! Oh! Nu se poate! Țineți-vă bine! Ten, o să ne vide Hack! Păsea! Priviți! E prima dată când văd un vârtej în lacurile acestea. Trebuie să aterizăm, Ten! Grăbește-te, nu mai pot să-l stăpânesc pe Gong! Hai, frățioare! Ceva e putred la mijloc. Prieteni, nu știu ce s-a întâmplat, dar Kong era tare tulburat de ceva. Și eu. Uită-te în jurul tău, Jason. Asta nu este insula lui Kong. Nu simt presiunea pietrelor primordiale, iar peisajul e atât de diferit. Să nu mai vorbim de faptul că am pierdut legătura cu bunica. Oare unde suntem? Am putea afla doar aruncând o privire în jur. Odihnește-te, prietene! Nu o să întârziem! Vegetația e preistorică, dar nici de cum tropicală ca pe insula noastră. Ia priviți! Ăsta e un fel de cuțit. Să-l văd și eu! Da, e un pumnal viking din perioada... Regelui Harfager. Da, așa e. De prin anii 800 după Hristos. Wow! În stare perfectă și nu e un fals. Nu numai că nu ne aflăm pe insula noastră, dar nici măcar în secolul nostru. Vă amintiți mesajul doamnei Dr. Jenkins? A spus că toate pietrele primordiale sunt tulburate. Da, așa e. Bunica a pomenit de marea echinocțiului. Mi-e teamă că pietrele ne-au trimis printr-un tunel al timpului. Ce spui? Fii serioasă, Lua. Revinoți. Las-o să termine, Ten. Poate are dreptate. Potrivit legendelor, strămoșii mei puteau călători în timp în timpul mareei echinocțiului, folosindu-se de puterea pietrelor primordiale. Furtuna magnetică a declanșat pietrele primordiale și a deschis un portal în timp. E fascinant, Jace, dar acum avem altă problemă, mult mai gravă. Un totem viking? Prieteni, mi se pare mie sau indivizii sunt puțin ostili. Vikingii nu erau cunoscuți pentru purtarea lor pașnică. Trebuie să fugim. Doamnele, mai întâi. Și acum hai să o ștergem de aici. Scuzați-mă. Mai repede, fetiță, o mișcă. Oh, nu! Ten! Ba da! Ia! Guț Barulven! Da! Arată-le ce poți, uriașule! Guț Barulven! Barulven! Guț Barulven! Ten, le-ai auzit dialectul? Pare norvegiana veche. Norvegiană? Da, așa e, Lua. Un dialect viking care se vorbea acum mai bine de 1000 de ani. Înseamnă că suntem undeva în jurul anului 800. Păzea! Jason, înțelegi ce spun? Ziceau monstrul zeilor sau cam așa ceva. Cred.
Gong! Așteaptă! Întoarce-te! No! Gong! Vikingii ăștia sunt foarte simpatici. Bine că trăim, să sperăm că e valabil și în cazul lui Kong. Nu-ți face griji. Inima îmi spune că ocrotitorul e încă în viață, Jason. Să sperăm că inima ta are dreptate, Lua. Foarte puternic. Ha? Jason, ai reușit să înțelegi ce spun? Păi, nu-i ușor, dar cred că vorbesc despre Kong. Cred că el e Gudsvarulven, uriașul gheții. Uriașul gheții? Da, un animal mitologic, protectorul Asgardului, regatul zeilor vikingilor. Pentru a fi acceptat ca războinic, orice viking trebuie să lupte cu uriașul gheții. Ei cred că uriașul nostru e animalul acela? Întocmai, și mai cred că noi suntem spirite din Asgard. Hei, voi ați văzut fresca aia? Înfățișează povestea lui Harald Curajosul. Cine era Harald Curajosul? Desenele alea descriu aventurile echipajului său în călătoriile lor pe mare. Ei au descoperit America și e posibil să-l fi întâlnit pe uriașul gheții, Gudsvarulven. Consilierul lui Harald a fost Kaar, un preot obsedat de căutarea uriașului. Ah, trebuie să fie bărbatul din pădure. Individul care l-a prins pe Kong în capcană. Da, dar încă nu știm ce vor de la noi. Străinilor, vreau să vorbesc cu voi. Tribul a hotărât. Voi sunteți străini de pe insula Britania. Ce spune individul Jason? Crede că suntem englezi. Marele preot Kaar crede că sunteți spiritele care îl însoțesc pe uriașul de gheață. Ea peție ulica. Oha deraha. Spune că vom avea un ghinion teribil dacă voi veți rămâne lângă noi. Atunci Harald trebuie să ne elibereze. Piticul e curajos. Bine, ascultați-mă, străinilor. Am de gând să vă țin prizonieri aici, în Ținutul Nordic. Poftim? O vacanță în Norvegia? Fără Kong? Nici gând, amice. Și dacă suntem spirite? În cazul ăsta, spiritele malefice trebuie să se întoarcă în inima pământului prin lacul cu vârtejuri, care e gura zeilor. Vor să ne arunce în vârtej? Nu! Rawr!
iar prin tine și mie. Kong! E Kong! Da, dar vikingii nu știu asta. Am o idee. Harold, ai auzit glasul lui Odin? Cum? Odin? Spune că n-ai reușit să-l învingi pe uriașul Geții și că trebuie să părăsești insula imediat. Odin e supărat. Spiritele malefice să se întoarcă la el. Aruncați în gura zeilor. Nu, Odin vrea să-l testeze pe Harald. Ce tot spune piticul ăsta? Odin spune că vrea să-l lupți cu mine, ca de la om la om. Dacă vei învinge tu, noi vom intra în gura zeilor. Dacă voi învinge eu, ne veți da drumul în pădure. Amice, sper din suflet că știi bine ceea ce faci. Înceapă provocarea! Jason, păzea, nu! Amice! Mă simt rău! Hei, Jason, ridică-te! Fira! Cât ți-a fost? Harald, predă-te! Poftim? Văd că Odin însuși ți-a călăuzit mâna către victorie. Acum puteți pleca. Ai fost grozav, amice. Bună treabă, Jason. Un blestem s-a abătut peste noi. Nimeni nu l-a mai învins vreodată pe Harald curajosul. Răul s-a abătut asupra noastră. Nu! Nici urmă de Kong. Frățioare, nu știu ce a aruncat individul asupra noastră, dar eu nu mai văd bine. Halal plan am avut. Rezistați, prieteni. Bătrânul Ten are o idee bună. Oh, yeah.
Ascultă, Harald, așa îți ții tu promisiunile? Jason te-a bătut în luptă dreaptă, eliberează-i, s-a înțeles? Ține minte cuvintele mele, vikingule, sau vei suferi mânia mea. Plecați, spiritele întunericului! Gar, oprește-te! Nu, Harald! Gutsvarulven! 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 Ascultați-mă, Gutsvarulven mi-a salvat viața. Nu e un monstru crud, cum spune Kar. Ai văzut, Harald? Necunoscutul nu e mereu periculos. Nu trebuie să te temi de el. Cine e uriașul acesta? Furtuna magnetică. Să profităm de ea și să ne întoarcem acasă. Așadar, cum te simți, Jason? Kong e trist fără prietenul său. Iar eu mă gândesc la ce se va alege de Harald și ai lui. Lasă batistuțele, Jason! Ne așteaptă o altă aventură! Priviți! În față! Aș zice că e cerul Bermudelor! Da, dar de unde știm dacă e cerul insulei noastre? Amice, deja ai primit răspunsul! Casă, dulce casă!